Hai să începem să explicăm stack-ul. Dacă aveți întrebări pe parcurs, puteți să le scrieți și o să vă răspund. Super. Hai să pun să văd și chat-ul, că ați spus să aibă întrebări. Ok. Astăzi am zis că o să discutăm despre stack. Dacă ar fi să vă imaginați, am discutat data trecută despre coadă. Dacă ar fi să vă imaginați, no, coada e efectiv o coadă în viața reală. Stiva, ca să fie ușor de implementat în minte, să zic, nu. Să-ți imaginezi o chestie cu care poți asocia stiva, e ca un tub, să zicem un tub de, sau un turn de monede. Că poate mai ușor de înțeles dacă facem un turn de monede. Și aici avem o monedă, să zicem cu valoarea 5, sau, da, 5. Sper că se vede ce desenez, dacă desenez prea mic puteți să-mi ziceți. Mai punem o monedă deasupra cu valoarea 3, o monedă cu valoarea, bine, vorbind, na, absurd că nu există monede cu valoarea 3, 1, să mai zic că mai pun și un 7. Și observăm că aici avem 3, moneda 3. Ca să ajungem la moneda asta 3, nu putem să facem ca la vector că putem lua poziția asta direct. La stivă avem voie să accesăm doar primul element. Primul element se referă la ultimul element inserat. Primul element de sus în jos. Ce în seturile de monede de pe Infonau. Da, aproximativ. Și primul element în cazul nostru este 7. Dacă ar fi să adăugăm un element nou, îl adăugăm într-adevăr la final. Nu putem adăuga la început, la fel ca la coadă. Nu putem adăuga la început, putem adăuga doar la final. Doar că diferența dintre stivă și coadă e că elementul care este accesibil este doar elementul de aici. Doar primul element. Nu este accesibil, orice element de aici nu este accesibil decât să zicem că vrem să ajungem la 3. Ce trebuie să facem? Trebuie să eliminăm 7, trebuie să eliminăm 1 și rămânem cu 3 și 5. Așa că o să avem acces la 3. Super. Inserat e diferit de introdus. Am zis inserat, nu știu exact, ideea e că introduci deasupra. Ca și cum să zicem că ai avea un... să văd ce aș putea desena mai bine, să ne înțeles cu chestiunea asta. Așa. Și ștergem marginea asta de aici. Ups. Ștergem marginea asta de aici. Și când o să inserăm, adăugăm în jos. Deci facem exact același desen. 5... 3, dacă am desenat 3 ăsta, 1 și 7. Și dacă vedeți, nu putem adăuga în altă poziție, nu pot să tai de aici, să pot să adaug aici, nu pot, dacă am ceva aici, nu știu, să accesez 3, nu pot să decupez de aici, trebuie pur și simplu să scot 7, mai scot și 1, și apoi am acces la 3, în cazul în care vreau să accesez 3, de exemplu. Și când adaug, adaug pur și simplu deasupra. Și dacă ar fi să adăugăm, nu știu, 6, îl adăugăm aici. Ok, asta ca să vedem cum am gândit stiva. Super. Acum să vedem cum să implementăm stiva în cod, în C++. Prima dată trebuie să includem libreria stack. Stack în engleză înseamnă stiva. Nu cred că avem nevoie de algoritm, nici de asta de aici, dacă o să avem nevoie o să le introducem. Și la fel ca la vector sau ca la Q, scriem tipul structurii, stack, și între mai mic, mai mare, tipul de date pe care poate reține stiva. În cazul nostru, să zicem că vrem să reținem niște întregi. Și stiva, nu știu, stiva, s-o denumim stiva, nu contează. Dacă vrem, putem spune din nou, aici orice tip de dată, string, un vector, chiar putem să punem alte stivă, dacă vrem, nu știu, n-am întâlnit probleme unde s-au nevoie de o stivă în stivă, dar putem să introducem vector, string, nu contează. Orice tip de dată. Ok. Văd dacă aveți întrebări. Trebuie golit. Ce trebuie? Par cu bere pe care, da. Bine gândit, bă. Mulțumesc de exemplu. Ok. Și dacă vrem să adăugăm un element în stivă, avem funcția push. În cazul, e aceeași funcție ca la vector aveam pushback pentru că adăugăm la final. Dar la stivă putem adăuga doar la început și avem numai push.
Nu avem nici măcar push front, am pus Steam. Nu avem nici măcar push front sau ceva, e push simplu. Pentru că știi automat că se duce la început, nu putem adăuga altundeva. La vector trebuie să explicăm, vrem să adăugăm la final, vrem să adăugăm la început, dar la Steam nu trebuie explicat unde adăugăm, pentru că se poate adăuga doar la final. Deci deasupra Steam, gen cum am arătat, doar aici poți adăuga. Ok. Și să zicem că vrem să introducem valoarea 5. E, chiar să facem asta aici. 5, 3, 1, 7, 6, 5. 3, 1, 7. 6. Salut, Madalin, mulțumesc că ai intrat pe live. Aveți curs de algoritmic opțional la facultate unde prezintă... Nu prezintă studenții, prezintă pro. Avem un curs obligatoriu de algoritmi și structuri de date, așa se cheamă, și e obligatoriu, adică nu e ceva opțional. E foarte interesant, dar am făcut ceva mai mult, nu doar tipurile astea de dată, gen, noi le-am implementat. Nu foloseam setele ori, noi efectiv le implementam pe diverse chestii, gen pe vector, pe liste înlănțuite, dublu înlănțuite, simplu înlănțuite, mai multe. Deci acum avem în Stivă, în ordinea asta, elementele. Hai să fac și un comentariu din asta. Stivă, două puncte, 6, de ce am adăugat 5 aici, vreau 7, 6, 7, 1, 3, 5, efectiv așa arată Stivă. Și ca să afișăm un element din Stivă, în cazul nostru avem acces doar la primul element, pur și simplu se aud Stivă, apelăm funcția top, punct top. Asta returnează primul element. Deci în cazul nostru dacă ar rula, să vedem dacă se vede și pe live, 2 secunde. E bine. 2 secunde. Așa. Returnează 6. De ce? Pentru că în vârful Stivei, avem 6. Dacă vrem să afișăm punct top, adică să afișăm al doilea element 7, dacă rulăm chestia asta, tot 6 o să afișeze de 2 ori. De ce? Pentru că noi nu am eliminat primul element. Noi doar l-am afișat și atât. Și cum eliminăm primul element? Există funcția stivă.pop. Pop, pur și simplu, elimină elementul, cum era și la Q, e același lucru. Elimină elementul, în cazul nostru, primul element de pe Stivă. Și observăm că după ce se elimina 6, rămânem cu 7. Și, 2 secunde, să văd dacă aveți întrebări. Ok, interesant. Interesant. Avem funcția care este prezentă la, cred că, la toate STL-urile. Dacă vrem să afișăm mărimea unei stive, afișăm size. Și hai să afișăm size după ce am eliminat un element. Lungime stivă, 2 puncte, mai mic, mai mic. Ok. Și observăm, lungimea Stivei este 5, avem 5 elemente la început și apoi după ce am eliminat primul element a rămas cu 4 elemente. Super! Dacă vrem să facem o funcție, să afișăm toate elementele din Stivă, exact același lucru ca la Q, cât timp Stiva nu este goală, adică Stivă empty, not Stivă empty sau... egal cu 0, cât timp egală cu 0 funcția, adică returnează fals, facem chestia asta. Asta de aici. Pentru că avem nevoie să afișăm elementul, opțional și lungimea, dacă vrem neapărat, și stivă.pop ca să eliminăm primul element de pe Stivă. Am înțeles. Mulțumesc, Madalin. O să le pun după gen melodiile astea, o să ruleze după. Acum, în timp ce explic, nu o să ruleze melodii. Ele sunt păstrate într-un queue, adică nu s-au pierdut pe ele. Super. Și vedem că elementele sunt afișate exact în ordinea asta. 6, 7, 1, 3, 5. Deci, e foarte bine dacă vreți să lucrați cu Stivă, să vă imaginați nu ca un vector de la stânga la dreapta, ci ca un vector de sus în jos. Exact același lucru. Și noi punem deasupra și deasupra și deasupra. Nu știu dacă vă amintiți, era un joc cu... era în constructor, parcă avea o macara și trebuia să apeși pe ecran exact când blocul ăla cădea perpendicular pe restul blocului și trebuia să construiești un bloc cât mai înalt. Și la un moment dat, dacă nu puneai să fie perpendicular, să fie în,
echilibru, cădea tot blocul și pierdeai. Tiberiu. Mersi, mersi de fală. A, da, uite, chestia asta pot să explic cu LIFO și FIFO. După cum am zis, poți adăuga în stivă doar la început, dar elementul ăla ar fi primul care iese. Și asta respectă principiul de LIFO. LIFO în engleză înseamnă last in, first out. Deci chestia asta, ultimul pe care l-am adăugat, e primul care iese. E, la coadă avem FIFO, pentru că primul pe care l-adăugam e primul care iese până la urmă. Că asta înseamnă o coadă. Deci avem 1, 2, 3. Am adăugat 1 prima dată, 1 este primul care iese. Deci chestia asta respectă principiul de FIFO. First in, first out. Cred că asta e cel mai ușor lucru ca să deosebești o coadă de stivă. Mulțumesc mult de ajutor, Tiberiu. Se merită să lucrezi în Replu day-to-day? Dacă vrei să faci proiecte, nu știu, sigur. Dacă vrei să înveți programare, da. Adică, dacă n-ai un calculator, cine știe ce să-ți ducă un IDE, poți să lucrezi în Replu, că se salvează codul online automat, dar, nu știu, dacă ai proiecte mai mari, poți să lucrezi local și să salvezi codul pe GitHub. Și cred că e mult mai ok să salvezi codul pe GitHub decât să, nu știu, să-l ai pe Replu. Plus că s-ar putea să fie public pe Replu, sau nu mai știu exact. Dacă ai cont, de fapt, nu cred că e public. Compilatorul pe browser? Da, e la fel. E cu un compilator pe browser. E foarte bun, numai că e foarte încet. Când a fost chestia aia, ca să vă povestesc, când a fost chestia aia cu Hashcode pentru intern, eu am lucrat de pe calculatorul propriu pentru că nu puteam lucra pe ăla de serviciu. Am scris o soluție în Python și Hashcode e un concurs de algoritmic, by the way, și trebuia să scriu cod în Python și nu aveam compilator pe laptopul de serviciu și am lucrat pe ăla meu. Codul îl transferam prin Replu. Îl transferam de pe calculatorul propriu pe ăla de serviciu ca să urc soluția. Și am vrut să văd gen o soluție cât timp se rulează pe Replu. Că eu îl rulam pe calculatorul propriu, nu pe compilator online. Efectiv pe procesorul meu. La mine se rula destul de repede, dar pe online mergea super greu. Deci nu știu dacă merită pe chestii mai complexe. Poți face o problemă? Poate o să fac, dar momentan le fac genul astea ușoare pe care le înțelege toată lumea și după aceea o să facem genul astea mai grele eventual. Ok, hai să începem cu problema asta. Deci avem mai multe cuburi și trebuie să respectăm proprietățile astea. Citim maxim 1000 de cuburi și lungimea maximum. Deci avem o stivă de tipul int și verificăm fiecare lucru în parte. Fiecare cub, dacă stiva nu conține, are latura mai mică, ok. Latura mai mare, până când cubul, ok. Cu asta că o să o fac mai încolo, așteaptă. Nu fac queue using two stacks, nu. O să o fac după, poate, dar am eu încă o problemă de făcut și după aia. Că e una mai relevantă pe care vreau să o fac și pe care cred că știe toată lumea. Și o problemă destul de interesantă. Doamne, am zis stiva. Stack, int, stivă, citim n și câte elemente citim, trebuie să declar și n, o să citesc și un x, o să citesc și un i, for i egal 0, i mai mic strict decât n, plus plus i, citim x. Și acum trebuie să lucrăm cu stiva. Dacă fiecare cub se analizează, dacă stiva nu conține niciun cub, cubul curent devine baza stivei. Adică, dacă stiva.empty, cubul curent, în cazul nostru x, dat push, x. Ca atunci devine primul element. Ok. Altfel, dacă cubul curent are latura mai mică sau egală cu vârful stivei, se adaugă pe stivă. Deci, altfel, stiva. De ce faci plus plus și nu e plus plus? Doar câteva nu contează, nu e nicio secundă diferență, dude. Câteva secunde e extrem de mult. Nu e nicio în standardul vechi, da, era o diferență, dar acum nu e nicio diferență. Eu îl folosesc că mi-e mai rapid să scriu așa, gen. Câteodată scriu așa, câteodată scriu așa, cum îmi vine la mână. Nu e relevant deloc. Uite și asta. Când încep eu de la 0 și fac mai mistic decât n. Nu e relevant. Cum îți place ție să faci? Deci chestia asta e pur și simplu depinde de fiecare om. Ideea e să fii constant code styling-ul tău.
să nu scrii într-o parte așa, într-o parte altfel, decât dacă îți trebuie diferit neapărat. Ok, și am zis că dacă are latura mai mică sau egală cu vârful Stivei, îl adăugăm. Ok. Deci, o să trebuiască stivă.top, dacă e mai mare sau egal decât x, stivă.push, x. Altfel, trebuie să scoatem până când cubul curent are latura mai mică sau egală cu cubul Stivei. Putem face asta și mai logic, gen, noi trebuie să facem asta cât timp stivă.top e mai mic decât x, stivă.pop, stivă.pop și not stivă, că trebuie să nu fie goale stivă, că altfel n-ai ce să scoți. Python sau C++, care recomand pentru început și de ce? Ba, hoi, poți să dai tu, te rog, clipul meu de pe YouTube în care am discutat despre limbaje de programare, că acolo explic de ce e mai ok C++ decât Python sau invers. Mersi mult. Stivă.pop. Ok, și la final stivă.push x. Dacă merge chestia asta, o să facem codul și mai scurt, că se poate mult mai scurt de atâta. Și o să vă arăt imediat. Sper că n-am uitat nimic, ca și la final afișăm numărul de cuburi, numere marcate. Ok, cred că în ordine, da, cred că în ordine. Cât timp Steve nu-i gol. Prima dată trebuie să afișăm mărimea, deci out Steve.size. Cât timp nu-i gol, out Steve.top și Steve.pop. Și un spațiu, am uitat și spațiu. Vedem dacă merge. Dacă merge, o să facem și metoda mai scurtă. 3, 2, 5, 7. Vedem că nu funcționează corect. 3, 2, 5, 7. Ideea e că ordinea e bună. De la bază spre vârf. Da. Stai de la bază spre vârf. Mersi mult, Bahar. Deci, dacă cuburile are latura mai mică sau egală, se adaugă pe stivă. Dacă are latura mai mare, se vor înlătura de pe stivă până când cubul curent are latura mai mică sau egală cu... se afișează numele de pe cuburi, la bază spre vârf. Ok. De la 1 la 1. Da, cred că am făcut aici stivă.pop, stivă.push, două secunde. Cred că o să fac aia mai scurtă direct, că n-are rost să mă complic cu asta lungă. Dar nu cred că am nevoie, că văd că mi le scoate în ordinea corectă. Dar pot să fac versiunea scurtă și versiunea scurtă următoare. Gen, doar chestia asta. Cred. Ia, să mă gândesc. Deci, cât timp stiva.top e mai mic decât x și cât timp nu-i goală stiva, tai. La final, gen, tai din stiva. La final, adaug în stiva x-ul în stiva. Ia să vedem pentru exemplu ăsta. Să vedem cum funcționează. În cazul nostru, adaug 7 în stivă, 2 secunde ca să pot să pun și comentarii. Citim 7. A, lol, greșit la mine era că nu citeam x-ul lor. Sau? Ba nu, cred că l-am citit. Am uitat să-l tai. Citim 7, e gol și-l adăugăm în stivă, automat. Apoi 4. 4 e mai mic, deci o să-l adaug deasupra. 3 e mai mic, deci o să-l adaug deasupra. 5 e mai mare, deci o să dau remove la ăsta, la ăsta. 1 îl citesc, e mai mic. 2 îl citesc, 2, 5, 7. Poate n-am înțeles o problemă. A, lol, ăsta e numărul de ordine. Lol, ce nubus. Nu trebuie să afișez valoarea.
numerele trebuie să afișez poziția. Da, ai lungimea lateralul. Să nu. Ok. Păi o să adăugăm o pereche și first o să fie valoarea cubului și second gen valoarea laturii. Și asta îmbină și pair-ul cu Steve. Eu afișam valoarea, în loc să afișez gen număr al câtelea cub e, eu afișam valoarea de pe cubul respectiv. Dar hai să facem cu pair, că e mult mai ușor așa. Pair, int. Dacă nu știți ce e pair-ul, pair-ul e pur și simplu o structură care are două poziții. Cum mai face un type de struct cu int x, int y. Numai că în cazul nostru int front, int, int second. Și steve.top.second. Așa. Steve push. Chestia asta i și x. Numai că o să înceapă numerotarea de la 1. Ori fac i plus 1 acolo, ori fac mai mic egal aici. Nu cred că e relevant. Și eu trebuie să afișez steve.top.first. Ia să vedem dacă merge acum. Ups. N-am pușat bine. Punct second. Steve nu-i empty. Steve.pop. Poate n-am făcut bine chestia asta. Ia să vedem. Mai mic decât X. Make pair. Dar chestia asta ține loc de make pair, din câte știu. Adică trebuie să meargă chestia asta. Eu asta foloseam în loc de make pair. Nu știu de ce n-ar merge fără. Nu are. Știu că trebuie să meargă cu amândouă neapărat. Atunci hai să facem chestia asta. Să luăm elementul într-o altă variabilă și nu știu să zic cât timp descrescător și o să luăm descrescător ca fiind un bool descrescător îl facem aici 2 secunde îl facem 1 și aici îl facem bool. Bun, nu contează, că îl facem mai jos. Okay. Și o să luăm o variabilă de tipul, de tipul pair auxiliar. Poate mai ușor așa. Aux. Aux. Egal. Ăsta îl las 1 și dacă ăsta e mai 2 secunde. If aux.second e mai mare decât nu, mai mic. Mai mare sau egal. Atunci descrescător devine 0. Ok. Doare să fie ceva probleme că apelez chestia asta. Așa. Nu, asta e de la așa. Super. Mie mi-e să, când apelez chestia asta, deși am mai făcut în C++, așa apelu și n-avea nicio problemă. Hai să încercăm. 1.6. Aprop. Stipan egală. Make page. I-ul ăsta. Să faci cu un alt stack. Nu cred că e relevant să fac cu două stack-uri. Cred că e mai ok să fac un pair. Genul nu se rămâne la fel. Crezi că e mai ok așa? Nu știu, a zice să lăsăm cum am făcut la început. Cu mai multe if-uri. Că aia s-ar putea să fie problema. Că de-aia nu mi-afișează 3. Deci aia nu mi-afișează 2 în loc de 3. Deci nu e nicio problemă. Hai să o facem ca la început și după aia o să o scurtăm. Tup, 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 tup. Hai, hai. Da. Și dacă Steve e goală, atunci facem push de pair. Ups.
puște i și x, numai că eu ăsta trebuie să înceapă de la 1, cum am făcut așa, else dacă chestia asta e așa, invers, numai că citesc x-ul, că poate voi să citesc x-ul de data asta, același lucru și altfel cât timp chestia asta. Second. Punct first. Control C și îi dau run. 6, 4, 1. Exact invers. Super. Eu trebuie să pun exact invers. Deci. Trebuie să pun într-un stack separat, frate. Așa, de ce nu merge chestia asta? Gen, de ce nu funcționează așa? Ce uit să fac? Stai să copiez exemplu. Da, interesant. The reverse. Păi da, există reverse, să vedem. Stack reverse. C++, trebuie să există o funcție din asta de reverse. Reverse, bă, cea mai genială soluție, fiți atenți aici. Cea mai genială soluție, numai că asta îmi ocupă mai multă memorie. Afișare, stivă. Bă, nu m-am gândit la asta, dar e o idee bună, stivă. Ia, fiți atenți aici. Stack pair int afișare stivă. Oh, de toată fac eu, asta trebuie să pun așa, aici e void. Asta afișează, asta, stiva. Deci, chestia asta o să o facem, o să facem teoretic afișarea recursivă. Apelăm, stați așa, să vedem cum facem. Deci, afișăm. Putem să facem afișare recursivă din prima ea. Iau top. Trebuie să-l afișez. Da, îl țin într-un x. Chestia asta. Int x. Chestia asta. Stiva.pop. Apelez funcția. Afișare stiva de stiva. Că acum nu mai are un element. Și chestia asta prin apelul e recursiv. Acum sper să nu luăm limită de timp. Deși nu cred că o să fie cazul. Am uitat să copiez. Așa. 3. Nu mai merge. Vrei să dea bătuți de mult să înțeleg. Bă, nu, că e super ușor problema. Adică pot să fac... Eu aș putea să fac cu un vector, aș putea să fac cu o coadă, pot să fac cu alte stivă, dar vreau să fac o chestie mai... altfel, că până la urmă soluția o găsești și pe internet, dacă cauți, cred. Ok, păi. Ia să mă gândesc. Așa este. Mă n-am dat apelul bun. Deci eu apelez stiva de primul element. Dar ce îmi zice aici? Bă, și m-am gândit că o fac recursie și o să iasă. Dacă e stiva goală trebuie să mă opresc, lol. Dacă e stiva, da, de-aia nu merge. Dacă e stiva empty, return. Și o să nu... Lejer. Hai să vedem că merge. Da, consumă cam multă memorie, n-am ce să zic. Dacă stivă empty... Nu prea e nice. Hai să facem varianta clasică cu cealaltă stivă. Băi, și eu am crezut că pot să o păcălesc așa. Ce ți-a când ne-am luat. Facem a doua stivă, da, ce pot să zic. O facem așa ca să nu mai stau să modific. Hai să dau Ctrl Z până să șterg chestia asta. Băi, și-am crezut că o păcălesc. Ar fi fost fain să fac așa recursiv. Cât timp stiva asta...
Ia să fac stivă. 2.push. Hai că o fac numai int pe a doua. Stivă 2. Era frumos, nu, Bahoi? Report pe info. Păi report pe info, dar până la urmă e mică memorie, nu? Păi de ce îmi dădeam limită de memorie? Cam 64 MB, 8 MB, mă rog. Bă, interesant, chiar nu-mi dau asta. Hai să șterg asta, copiez asta și același lucru mai că cu Steve 2. Steve 2. Steve 2. Silt. Steve 2. Nu, facem cum face toată lumea, na, până la urmă ce să fac. Las eu problema fără de 100. A, e, na. Am lăsat odată și nu prea mi-a plăcut. Unul, patru, hai. Facem așa cum face toată lumea, dacă nu. Ale. Da, ciudat, dar nu știu. Chiar nu știu de ce numărul ăsta e recursiv. Cu toți te nași play info. O, da. Ce are, mă? Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Mamă, ce... Bă, dar nu înțeleg ce are, serios, nu înțeleg ce are. Bă, dar ce poziție inaccesibilă din asta am accesat? Deci eu nu, chiar nu înțeleg. Ce ai făcut? Ai trimis link? Fă cu vector. Hai că nu cu vector chiar nu fac aici. Orice până la vector. Dacă PPB info trebuie să fac cu vector, m-am dus. Nu mai pare rău. Bă, da. Nu fac, că e urât să implementez ceva pe vector, frate, niciodată. Adică am implementat-o, dar e urât foarte. Dă empty la step. Să mor tu, care legătură. Doamne, ce plus plus. Dar nu, n-ar trebui să aibă legătură. Da, ba, da, are că. Dar se oprește chestia asta, gen... Verifică, se oprește? Ups, hai că am făcut dacă e. Să... Înțeleg acum ce zici, că trebuia să pui... Dar de ce are legătură? Eu știam că n-ar trebui să aibă legătură. Da. Hai să facem varianta recursivă atunci, dacă merge. Mulțumesc, băieți, chiar apreciez. Pură ce plus plus, n-am ce să comentez. Merge așa. Da, eu știam că n-ar trebui să aibă legătură chestia asta. Oricum, pe vector n-avea treabă chestia asta, pentru că pe vector nu dădea niciodată empty, da, mă rog. Așa că trebuie să o stă și asta. Mersi mult, Alex, apreciez. The more you know. GG. Urât e plus plus, urât. Hai să vedem și problema cealaltă pe care o aveam. E aia clasică pe care toată lumea știe. Șterge C-Line acum. Da, uite mă că pe C-Line merge. Vezi? E vina la pe BINFO, nu-i vina mea. Ba nu, că pe exemplu dădea bine, de fapt. Nu-i vina la C-Line, nu-i vina la C-Line. Asta cu parantezări. Dacă sunt parantezate, ok, trebuie să afișez da, dacă nu sunt ok, trebuie să afișez nu. Și nu-i grea, pur și simplu pușăm în stack parantezele deschise. Când întâlnim o paranteză închisă, trebuie neapărat ca paranteza închisă să corespundă primei paranteze deschise, parcă. Ăla e cu coadă, dar eu fac stack acum. Easy stack. Deci prima paranteză închisă pe care o găsim trebuie să corespundă cu paranteza deschisă din topul stack-ului. Dacă nu corespunde, gen dacă nu e rotundă aia închisă și rotundă aia deschisă, e ok. Dacă asta e pătrată și asta e rotundă sau e altceva și în afară de pătrată, nu e ok. Așa. Ce asta? Asta e mea? Nu e a mea. Aici trebuie să o fac. Ok. Hai să o facem direct aici, poate iese.
Trebuie să afișăm, trebuie să returnăm, da sau nu. Ok, o să returnăm, genul să avem answer. Nu, e urât să codez aici și așa să vedem. Hai să facem aici. O facem aici și avem și string-uri. Oh, dar avem un string. Bine, da, string, avem că altceva n-ai ce să ai la asta. E jumătate din ele palindrom, poți să știu spawn. Ce să știu? Păi nu-i palindrom, trebuie să fie neapărat. Nu trebuie să fie neapărat palindrom, mă. Uite, cum să fie palindrom? Tu ai mai făcut probleme de genul ăsta? Păi, cum să fie palindrom? Că asta nu-i palindrom și tot e corectă. Uite, ăsta. Și ăsta nu-i palindrom, alo. Nu trebuie să fie palindrom. Da, mergeți cu codul ăsta, poate, dar zic așa, că eu fac funcția, nu trebuie să fie palindrom neapărat. Ia, deci, answer, string, answer, îi dăm yes și când îmi trimite ceva greșit, îi dăm no. Da, template, ok, ok, dar eu trebuie să implementez funcția, vezi când zice aici să fie funcție. Și o să fac funcție, că e frumos cu funcție, până la urmă. Las așa. Și o să avem un stack de string. Și asta cred că era și pe Inforena undeva sau pe PPBinfo, nu mai știu, dar n-am găsit-o decât cu paranteze rotunde, n-am găsit-o cu toate tipurile paranteze. Paranteze. Și for auto c în s, gen okay, fiecare caracter în s. Mai multe palindrome. E bine, e bine. If c egal. Eu asta e să facem așa. Ce să fac eu 100 de finder? Paranteze. Închise. Închise. Pac, 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 pac. Pac. If închise, punct find. Ce? Ce facem? Ah, nu știam ce de lui. Am crezut că e de update line în fața mea. Așa, dacă îl găsește în, în deschise. Hai că e închise dacă e deschise. Deschise paranteze punct push ce? Altfel asta e că ăsta e chiar nu-i string-ul, m-a luat. Așa. Altfel acum trebuie să verificăm cum corespunde, n-ai cum, decât cu mai multe if-uri, cu orice îi face, cu orice notație. Sau fiți atenți, asti tablet. Șmecherie era cutie dacă parantezele astea una lângă alta ne-am scos. Parcă așa am făcut-o când am făcut-o. Ca să nu fac mai multe if-uri. Unde sunt parantezele, mă? Aici. Hai, că vezi. Vezi una lângă alta. Nici n-au nicio legătură. Ba da, uite, dar le arăt unde unde au gen spații. Da, nu, n-are legătură să le scaza, știu. Că astea au 1, astea au, gen astea au, da, astea au 1, astea au 2, astea au 2. Da. Da. Paranteză pătrată și rotundă. Păi de ce? Hai, na. Da, cred că depinde de o chestie asta, nu e atât de rău. Ok. If ce... Dar nu știu cum să fac, să fac o soluție mai inteligentă, că dacă fac așa... Nu, invers era, invers era. Trebuie să scriu același lucru de 3 ori. Băi, dacă vreți să faceți proiecte, există un tool șmecher numit Prettier care vă formatează codul foarte șmecher. Fără să faceți voi prea multe, doar rulați atâta și pe VS Code și la fiecare save se face automat formatul corect. Asta doar a zis așa random. Că m-am gândit la asta când a scris așa multe linii și dacă făceam asta la lucru, trebuia să rulez cod chestia aia. Answer egal no. Trebuie să dau un break, am uitat să pun și acolade, m-am dus. Hai că m-am dus cu... M-am dus, așa.
Da, îmi place paranteza. Nu, îmi place efectiv paranteza. Nu, eu știu Twitter. Da, eu asta folosesc, acum nu contează. Twitter, dar nu știu. A, dacă nu, stai că pe el s-am uitat să dau un else. Paranteze, punct, pop. Hai să... is balanced de chestia asta. Tac, tac, tac. Opa. Opa. Așa. Așa. Opa. Trebuie să-i pun și aia cu empty. Am uitat să-i pun aia cu empty. If C paranteze punct empty sau asta. No. Hai că e bine dacă e. Deci dacă C-ul e egal cu aia și aia e diferit de aia, dacă e paranteză închisă și topul e diferit așa. A, stai că... Not paranteză. Nu, dacă e gol, atunci și ai o paranteză închisă, automat e greșit, că nu poți să ai paranteză închisă înainte de una deschisă. Dar nu înțeleg, e prea lung codul ăsta, efectiv. Am gândit cum să-l scurtez și nu vine nicio idee, efectiv. Dacă vrei să facem notul asta, dar n-are niciun sens că mutai în jos, gen, asta o pun sus. Paranteze push, paranteze pop, pop. Ia să dăm shout la C, la paranteze. Dăm shout la paranteze. Paranteze. Nu știu ce mi pare. Să, na, degeaba pun asta, că ăsta e warning, gen, ele mergeau corect și înainte. N-are sens. Am pus și mai multe caractere. Mă dor ochii, sincer, mă dor ochii. Mă dor ochii. Deci, la noi primul adaugă, 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 scoate, scoate, scoate. Ah, păi, if. Pe ultimul caracter scoate, ce-i greșit? Scoate topul, scoate topul. Hai să dăm un sal la paranteze până la urmă. Print paranteze. Paranteze. Ia să luăm chestia pe care vi dau. Opa. Să iau codul de la asta pentru stack. Hai că mai iau dacă e. Cuburi. Asta e recursivă. Nu e relevant cum afișez până la urmă. Nu mai să fac funcția asta de afișare. Ups. De ce n-am copiat cu tot? Să afișăm gen un backslash. Nu, ba da. Ca să nu... Nu. What the fuck e gol? Tu, what the fuck? Chestia asta este... Cred că intră prima, da.
Nici nu știu ce am pus auto aici, că nu se apelează, în primul rând. În al doilea rând. Da. Cred că intră goală chestia asta. Și eu trebuie să pun primul caracter. Nu are niciun sens. Imediat rezolvăm, imediat. Că s-ar putea să fie aici problema, că n-am pus-o bine condiția asta. Da, da, n-am pus condiția. Ce nu e ok chestia asta, nu înțeleg. Făcut trei funcții, da, e ok. Ops. Dar nu înțeleg de ce nu-i find-ul corect, ea. Deci nu-i deschise. Ah, că trebuia diferit. Aoleu, că nu-i ca la Victor. Doamne, uita de năposul ăla. Deschise pun find de ce? Diferit egal de string năpos. De aia nu merge. Hai să copiem. Opa. Ah, ba, da, merge. Super. Submit. Sau așa, sau așa. E aproape bine. Wrong answer. Asta e ceva acceptat din alea nebune. Știți ceva ce aș putea să fac mai bine aici? Ia. Tuc. Da la glaile, nu poți să dai. Nu, stai că s-am pus, nu am pus. Tuc, așa. Bă, mergi. Ce să-i faci? Cred că dau top de 1000 de ori și de aia. Că nu e eficient să dai top de 1000 de ori. Efectiv, nu e eficient. Sunt sistem până la capăt, dacă sunt. Mai stați, mai că aici e acolo, de asta. Unde voi face tot așa? Unde o închis-o, mă? Ce o închis-o pe asta? Am înțeleg unde o scos acolo de aia. Așa. Și facem paranteze top. Char T. Egal cu. Și facem așa. T. Că e și mai scurt codul. T de la top, dacă. Vedem dacă funcționează corect și dacă funcționează, o trimitem. Dacă nu, o trimitem. De ce nu? Aoleu, acolatele vieții. Ah, am închis-o pe de rău. Cool. Ultima. Dacă nu, așa o trimitem. Gata. O trimitem așa, aia, merge. Bă, măcar merge pe majoritate. Mult mai bine acum. Mult mai bine. Segmentation fault, eu am zis. Bă, am uitat să... E paranteze. Identi. Nu știu ce am greșit, dar da, o să mai căutăm dacă reușesc la un moment dat să-mi dau seama ce am greșit. Dacă mai aveți voi întrebări ce am făcut acum? Nu o să fac chestia asta cu Q-uri, cu două stack-uri, bahoi, că...
Știu că am mai făcut o dată. Bine, nu pe live. Parcă pe bine era să implementez un cu 200. Dar oricum, nu vreau să stau să mă gândesc la asta și la asta mult. Dacă mai vezi o întrebare din ce am făcut astăzi, dacă nu cred că o să închid live-ul astăzi, pentru că nu cred că o să mă ajung.